joace pe Brevelt și pentru această partidă pe postul de fundaș central. Neguț și intervenția lui Rusu. O primă fază cu adevărat periculoasă petrecută la poarta Iașiului. Apariția lui Neguț a creat multă panică în careul ieșenilor. Un fault acum asupra lui Andrei Cuta. Iașiul și-a trimis oamenii înalți în careul advers, printre care evident și Frăsinescu. Merge și Bârnoi după ce a primit acceptul antrenorului Mihai Teja. A urcat și Bârnoi în atac. Bate Cristea, respinge Ioani Platini și reușesc să îndepărteze pentru moment pericolul cei de la Chindia. Mingea revine în careul gazdelor. Excelentă lovitura liberă bătută de Andrei Cristea. Parada lui Ioani pe măsura șutului lui Cristea. Respinge Bic. Interesantă execuția lui Ioani în poartă la gazde. Martac, Benga, Leca și Dumitrașcu în apărare. Novac, Neguț, Florea, Bic și Cherchez sunt mijlocași. Dumitr este atacant. O centrare pentru Platini. Bară gol! Ce execuție are Platini! Stop pe piept și apoi reluare superbă! Doar un minut a trecut de la reluarea jocului și Iașiul reușește să deschide scorul prin Platini. Până la urmă, dominarea ieșenilor din prima repriză este materializată, iată, în startul acestei reprize secunde de reușita lui Platini. Revedem faza, stop pe piept și reluare, gol senzațional al lui Platini. Centrarea vine de la Loșai, dacă am văzut eu bine. Stopul lui Platini este perfect. Dintre doi jucători ai Chindiei reușește acolo Platini să reia. Bară gol a Ioani, simplu spectator, nici nu să-și pună mintea la contribuție mai mult. Gândiți, cam aceasta era ideea. Cam așa a putut fi tradus gestul și gol! Marchează Florea 1-1. Daniel Florea reușește să restabilească egalitatea. Un jucător al Chindiei are însă nevoie de îngrijiri medicale. Leca este cel căzut. 1-1. Florea marchează și din nou se reaprind speranțele în tabăra Chindiei. Daniel Florea cu al treilea gol stagional. Revedem faza. Da, poziție regulamentară din care pleacă Florea. O neatenție, iată-l pe Florea, pleacă de lângă Andrei Radu și din apropiere Florea nu-i lasă nicio speranță portarului Denis Rusu. 1-1 așadar. Florea, cel despre care vă spuneam că a marcat împotriva lui, putat pe Denis Rusu. Minge recuperată de Brevelt. Da, meciul a luat foc, cum se spune. Iată-l pe Cherchez. Cherchez îl driblează pe Frăsinescu. Gol! Gol, 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 Chindia! Marchează capitanul Cherchez pentru 2-1. Remontada de senzație din partea nou promovatei Chindia Târgoviște. Bucurie de nedescris la Ploiești. Chindia revine spectaculos. Aici o minge recuperată de Iameogo. Cherchez îl trimite la plimbare pe Frăsinescu și apoi îl surprinde pe portarul Denis Rusu. Minge pierdută undeva în apropiere de mijlocul terenului de Brevelt. S-a aventurat acolo Brevelt, a încercat să iasă cu mingea la picior, să dribleze. A fost blocat de Iameogo, iar Cherchez marchează pentru 2-1. Al treilea gol stagional, plus primul meci al fetelor noastre din main round împotriva Rusiei. Deocamdată urmărim acest atac al Chindiei cu Iameogo. Iameogo întoarce pentru Vadim Rață. Ivancici pe lângă poartă. Ocazie mare, șansă uriașă de 3-1. Ivancici ar fi putut să închidă meciul dacă ar fi marcat. Așa însă continuă suspansul aici la Ploiești.
greu, greu de anticipat. Le 59 și 63, Chindia a reușit să marcheze de două ori prin Florea și Cherchez. Și trupa lui Viorel Moldovan este foarte aproape de un nou succes. Intervenția lui Denis Rusu la șutul superb al lui Florea. A încercat Florea să securizeze succesul Chindiei, dar Denis Rusu prelungește suspansul din această seară aici la Ploiești. Preluare frumoasă, șut de asemenea excelent al lui Florea. Rusu este acolo.